Directorul Clubului Copiilor și Elevilor din Roman, Ilie Boloca, este primul dintre aspiranții la o funcție de conducere într-o unitate școlară care a trecut și ultimele două probe ale examenului de fixare pe o funcție de conducere. Da, încă nu se poate spune că sunt cu patalama la mână. Se poate spune că am promovat toate cele trei probe. Voi fi cu patalama la mână în momentul când în cadrul Consiliului de Administrație Inspectoratului Școlar din luna decembrie toate aceste probe vor fi validate. Dar proiecte pentru Clubul Copiilor, să știți că rămân aceleași, faptul că am obținut un rezultat bun și am promovat acest concurs, nu modifică proiectele de la Clubul Copiilor Roman. Pentru că nu un contract mă lega pe mine de activitate de la Clubul Copiilor, ci faptul că trebuie să facem ceva pentru copii. Practic, acesta este contractul meu, contractul cu elevii din municipiul Roman. Profesorul Ilie Boloca apreciază că a fost un examen obiectiv pentru care a trebuit să muncească mult și să se pună la punct cu întreaga legislație. La cluburile copiilor din comisiile de examen a făcut parte și un reprezentant al Ministerului Educației. Cu excepția faptului că a fost din scurt organizat, restul probelor le consideră ok. Zic eu că m-am pregătit, am învățat, m-am străduit să obțin un rezultat cât mai bun pentru mine și pentru instituția Clubului Copiilor. Cine a făcut parte din comisie? Da, e un lucru interesant, cine a făcut parte din comisie. La Cluburi și Palate, în comisie a făcut parte un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în speță domnul inspector general adjunct Milea, un reprezentant al administrației publice locale, în speță domnul Mihai Brăjoveanu, el fiind la toate școlile și liceele din municipiul Roma, un reprezentant al Ministerului, de asta am spus că este caz special, suntem singurii care am avut reprezentant în comisie din partea Ministerului și, bineînțeles, două cadre didactice din instituția noastră. Cursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere în învățământ a fost inițiat de guvernul Cioloș în ideea depolitizării învățământului românesc și, în principiu, a fost salutat de toată lumea. În realitate, însă, la acest concurs n-au participat decât vechii directori, de altfel singurii cu șanse de reușită, ținând cont de faptul că pentru promovarea unui astfel de concurs era nevoie de un curs de management educațional, la care nu aveau acces decât tot directorii numiți politic. Se va vedea dacă următorul guvern politic ce se va instala la Palatul Victoriei după alegerile parlamentare nu va anula aceste concursuri și nu va forța mâna actualilor directori să demisioneze, așa cum s-a întâmplat constant în ultimii 25 de ani. Asta pentru a răsplăti armata de activiști politici folosiți în campaniile electorale de către formațiunile politice.